S-a născut în 30 decembrie 1948 într-o familie de români transilveneni din satul Mănăștur, aflat în vestul Clujului. Părinții săi, Constantin și Rosalia, oameni de condiție modestă, erau simpli muncitori în fabricile redeschise în Cluj după război. Fără mari pretenții intelectuale, micul Vasile Fluieraș urmează școala generală din satul Mănăștur și mai apoi școala profesională de pe lângă uzina 16 februarie din Cluj, uzină unde va și lucra ca strungar de la 17 la 24 de ani. Familia, dar mai cu seamă mama sa Rosalia, nu i-a putut oferi ajutor material căci erau săraci, nici o bună pregătire intelectuală căci erau oameni fără carte, dar i-a dăruit o bună educație de a fi om cu o mare. L-a învățat să creadă, să-L caute și să-L iubească pe Dumnezeu și să aibă bună cuvință și drag de tot omul. Aceasta este comoara pe care a primit-o ca moștenire mai cu seamă de la mama sa. Tot ceea ce a fost mai cu minte, mai discret, mai smerit, mai plin de cuvință, dar și mai îndârjit în robia de 1000 de ani a românilor din Ardeal, pare că s-a strâns ca într-un creuzet în făptura firavă a părintelui nostru Vasile Fluieraș. În acest tânăr necăjit, exilat, statul comunist i-a scos din mica lor casă țărănească cu pridvor pe care a demolat-o și i-a mutat la bloc, împreună cu alții veniți de pretutindeni. În acest tânăr forțat de viață și împrejurări să nu aibă mari pretenții, ar fi trebuit, dacă lucrurile ar fi mers firesc la vale, să ajungă un simplu maestru lăcătuș, în acest tânăr rămas orfan de tată încă din adolescență și care își pierde singurul său frate într-un accident nefericit, în acest tânăr firav ardea o flacără nevăzută a iubirii față de Dumnezeu și de oameni, o dragoste smerită și plină de bună cuvință. Era flacăra tainică a Duhului Sfânt. Dumnezeu l-a scos dintre oameni, din sânul generației sale, din tiparul obișnuit al unei vieți stereotipe și le-a pus ca pe o făclie care iluminează pe toți cei din preajma sa și care aprinde făcliile inimilor tuturor celor din jur. De acum, evenimentele vieții preasfințitului Vasile curg cu mare repeziciune pe undele dumnezeiescului râu al vieții în Hristos. Termină cursurile serale la liceul numărul 12 din Cluj, își satisface stagiul militar, este admis și mai apoi absolvă Institutul Teologic de grad universitar din Sibiu. Este hirotonit preot celib în Tureni, fiind mutat apoi în parohia Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Mănășturi. I se încredințează slujirea de duhovnic al Facultății de Teologie din Cluj, e tuns în monahism și numit stareț al mănăstirii Nicula. Devine apoi exarh al mănăstirilor din Arhiepiscopia Clujului și ecleziarh al catedralei din Cluj-Napoca, fiind hirotonit în final arhiereu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, de către marele mitropolit Bartolomeu Anania, care l-a prețuit în mod deosebit. Urmează 17 ani de slujire arhierească de plină, ca o lumânare ce arde la două capete, și încă 7 ani de purtare cu răbdare și mulțumire a crucii suferinței și neputințelor. Adormirea sa este în 8 octombrie 2021, fiind îngropat sub altarul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Așa ar suna, spusă repede și pe puncte, viața preasfințitului Vasile Someșanul, după ce a ales calea lui Dumnezeu. În esență însă, altceva a fost mult mai important. Sufletul, inima plină de înțelegere și compasiune pe care a avut-o față de tot omul, miile de bolnavi și neputincioși lângă patul cărora s-a rugat, pe care i-a cercetat și ajutat,
faptul că tuturor străinilor, celor singuri și uitați, le-a devenit adevărat tată și ocrotitor, miile de slujbe de maslu, sfeștanie, cununie, botez, pe care le-a făcut cu timp sau fără de timp la chemarea oricui, faptul că nu a judecat niciodată pe nimeni, faptul că a dat tuturor încredere ca un cec în alb și și-a pus obrazul pentru mulți, a mijlocit pentru mulți, faptul că oriunde era chemat, nu aștepta să primească ceva, ci întotdeauna făcea el cadouri tuturor. Mai presus de toate, s-a făcut pe sine pentru Hristos hrană și apă și scăpare mulțimilor rătăcite. Pentru toate acestea și pentru multe altele pe care nu putem să le strângem aici, în puținele și smeritele noastre cuvinte, Hristos Domnul ni l-a dăruit ca pe un adevărat părinte, păstor călăuzitor al sufletelor noastre pe cărarea îngustă și întortocheată care duce la împărăția sa. Ajută-ne, iartă-ne, miluiește-ne, Doamne Iisuse Hristoase, pentru ostenerile, rugăciunile și inima senină și curată ale părintelui nostru sufletesc, Vasile Fluieraș. M-am dus la Sfântul Maslu, la oncologie. Locuiam deja, cred că în Căminul 14 și oncologie era aproape și, nu știu, mai mergeau câțiva tineri pe acolo. La... Și prea Sfântul mergea, cred că în fiecare primă miercuri sau primă vineri din lună, mergeam la Sfântul Maslu acolo, la oncologie. Avea și Sfinte Moaște acolo, miruia la sfârșit. Era o atmosferă duhovnicească, așa am simțit-o eu atunci acolo. Și după ce s-a terminat Sfântul Maslu, prea Sfântul n-a fost însoțit de un diacon, era singur și... Nu știu, m-a rugat să ne însoțesc până acasă. Dânsul locuia pe biserici ortodoxe și am mers pe Stadion Crainea și m-a rugat să-l însoțesc, să-i duc geanta și să nu meargă singur de la Sfântul Maslu. Și asta a fost întâlnirea noastră, așa. De-aia vă spun că nu eu, că dânsul m-a ales pe mine, nu știu. M-a luat și m-a rugat să-l însoțesc până acasă. Și de acolo a început această viață în Hristos, adică redescoperirea lui Dumnezeu, mult mai profundă, mult mai... Nu știu, în altfel am văzut toate lucrurile. Pentru mine a fost tatăl meu al doilea, că îl pierdusem pe tatăl meu înainte să aibă preasfințitul acesta APC și a rămas așa. Oricum a fost tatăl meu spiritual, să spun așa. Toate grijile mi le lua când mergeam, să știți, așa. Mergeam și am vrea să mă spovediți astăzi, că eu nu mai pot. Și astăzi își lua pernița roșie în birou și mă spovedea. Pe preasfințitul îl cunoaștem de multă vreme, familia mea și cu mine. Deci, soțul meu a fost un foarte apropiat și o persoană care l-a prețuit foarte mult, de asemenea și socrii mei și rudele noastre mai îndepărtate, pe preasfințitul care prin calitățile lui speciale, morale, deosebite, a devenit unul dintre cei mai prețuiți și cei mai dragi ierarhi ai episcopiei noastre. Cu noi considera că poate să fie apropiat fără ca noi să exagerăm cu intimitatea. Nu? Deci ne prețuiam reciproc, comunicam și ne simțeam împreună. Ne simțeam împreună, nu ne dădea lecții, nu ne-a dat lecții. Cu noi a fost împreună și noi, în schimb, l-am prețuit și l-am urmat. Mă consider și noi ne considerăm și familia mea, care mai suntem în viață, ne considerăm privilegiați și dăruiți de Dumnezeu cu, să zic așa, relația așa de apropiată, cu prietenia, îndrăznesc să spun. Am fost la cununia fiicei mele, botezat nepoții, a fost la mormântarea mamei soacre, a participat la toate parastasele și la mormântarea soțului meu. Deci, parcă fără prezența în al preasfinței sale, nici nu am fi putut să simțim ceea ce ne doream în momentele respective, adică pace și bucurie. Am cunoscut pe preasfinția sa în momentul în care tata era internat la un spital cu o boală gravă, în
într-un stadiu destul de avansat și situația în care nu se mai putea face mare lucru. În acel moment m-am gândit la faptul că, dat fiind faptul că dânsul n-a fost, să zicem, prea a plecat spre biserică, ar fi de folos un om cu care să stea de vorbă în acele ultime clipe. Și atunci am mers la catedrală și acolo l-am găsit pe preasfinția sa, pe Părintele Fruieraș. Așa, și dânsul, fără niciun fel de problemă, a fost dispus să încerce o spovedanie, oarecum poate târzie, dar totuși o spovedanie pe ultimii metri, aș zice. Și dânsul a venit la căpătâiul patului în care zăcea tata și timp de o oră și jumătate nici nu știu cum a comunicat cu el. Aproape nu mai putea vorbi, da. Acesta a fost momentul care, într-un fel, cel puțin pentru mine, așa, s-au schimbat multe lucruri în viață. Înainte nu aveam un duhovnic. Slavă lui Dumnezeu că acesta a fost momentul în care s-a produs acel declic și am înțeles că viața e puțin altceva decât mi-o imaginasem înainte. Pentru mine a contat enorm și până la sfârșitul vieții nu o să pot să-i mulțumesc Sfinției sale pentru ceea ce a făcut pentru noi. Preasfințitul abia atunci ne-a văzut prima dată și s-a ocupat de mormântarea tatălui lui Dan, a venit la mormântare, deci am făcut slujbă în catedrală, în Turda, unde cred că a fost prima slujbă făcută în catedrală și a fost o mormântare deosebit de frumoasă. Deci am rămas foarte impresionată cum cineva care nu știa nimic despre noi și s-a ocupat în cele mai mici detalii pentru a fi o mormântare și a și fost o mormântare cum a meritat-o tata lui Dan. Ce mă bucură cel mai mult sau ce mi-amintesc cu drag e faptul că în momentul în care venea la noi să mergeam, el era o situație de asta de linș, știi? Care era... nu mai puteam compara cu altceva. Se liniștea casa. Când pleca de la noi, rămânea un duc de pace, de liniște, că nu-ți venea să mai faci nicio mișcare, să nu deranjezi ceea ce lăsa Sfinția sa în casa noastră. De la început, așa, de fiecare dată când îl întâlneam, cum am cuprindea așa o stare de fericire. Simțeam că e un loc unde putem să mergem, să râdem, să plângem orice problemuță avem. Noi mergeam la Sfinția sa și își făcea timp. De multe ori parcă ți era jenă când vedeai că își face timp cât este de ocupat. Era o legătură sufletească foarte profundă. Dacă cumva eram ocupați unii și alții și nu ne auzeam la telefon sau nu ne întâlneam, ne dădea un telefon scurt. Foarte interesant. Foarte interesant era. Mie mi se părea că funcționăm sau avem relație cu Sfinția sa la nivel sufletesc. Era ca o întruchipare a luminii, a generozității, a cumpătării, a modestiei și a înțelepciunii. Desigur, și răbdarea poate fi adăugat aici. Și dacă ne gândim că eu vin chiar de la slujba de la Maslu, în care se arată în scrisoarea către Galateni, Sfântul Apostol Pavel vorbește despre darurile Duhului Sfânt și majoritatea darurilor Duhului Sfânt despre care am vorbit acum îl caracterizau pe preasfințitul Vasile. Deci avea darurile Duhului Sfânt. Și se spune, și noi credem, cred că Sfântul Serafin de Sarovs o spune, că țelul și grija noastră supremă ar trebui să fie să obținem darurile Duhului Sfânt în această viață, ca să știm că trăim cum ar vrea Dumnezeu să trăim. Deci preasfințitul Vasile a trăit în lumina acestor daruri ale Duhului Sfânt. Țin minte când îmi punea mâna pe cap ca să mă binecuvânteze, dar deci îmi tremurau picioarele. Simțeam așa nici nu știu dacă era de fericire, de emoții, cred că era așa un amalgam de tot felul de stări. Și, nu știu, parcă după aceea
chiar, nu știu, parcă se lumina tot. Era foarte interesant. Chiar că era și prezența lui și chipul lui, care tot timpul vedea așa că zâmbește și foarte... emana lumină. Lumina de pe chipul Sfinției sale era dovadă că în el este Duhul Sfânt. Lucrează Duhul Sfânt, cred că da. Această lumină o văd ca expresie, o avem aici. Ochi luminoși, față, un zâmbet, vedeți? Un zâmbet luminos. Am descoperit la dumnealui o mulțime de alte calități, după părerea mea, pe care puțin oameni le au. Smerenia, curățenia, demnitatea, foarte multe lucruri, foarte multe lucruri. În puține cuvinte, mi-e greu să descriu pe preasfinția sa în adevărata sa dimensiune. Ce făcea preasfințul Vasile? Se ruga pentru fiecare. Asta era esența tuturor lucrurilor. Adică punea rugăciune. La preasfințul au venit toate categoriile sociale, de la săraci până la cei mai versați intelectuali ai Clujului, care au găsit alinare problemelor lor. Am un prieten judecător care a avut un caz extraordinar de dificil, de greu, și a venit la preasfințitul doar ca să-i dea o binecuvântare, să se roage, și i s-a eliminat mintea și a găsit rezolvare la casă. Sincer vă spun. Făcea ascultare absolut de toată lumea. Și a spus că trebuie să fac ascultare și de copil, și de toată lumea. Și arăta așa frumos, spunea că de toată lumea trebuie să facem ascultare. Și noi, dacă stăm să ne gândim cum reușim să facem, să zic, și în familie, nu? Ascultare unul de altul, și cât ar trebui să lucrăm la acest lucru. Un moment important din viața preasfinției sale, momentul acela când mama dumnealui a trecut la cele veșnice. Dânsul era plecat, cred că în județul Bistrița, aflase de dimineață. Seara, la priveg, dumnealui nu a apucat să se întoarcă în localitate. Și ceea ce am apreciat și ceea ce am considerat că este un lucru extraordinar, dânsul a ajuns târziu, după momentul decesului mamei, și am apreciat faptul că, având un program stabilit, în altul, dându-i o sarcină, dânsul niciun moment nu s-a tulburat și nu și-a făcut probleme vis-a-vis de ceea ce înseamnă mama dumnealui și toate acele proceduri care se urmează după deces. A stat până în ultimul moment, până în ultima clipă, să-și îndeplinească datoria, să stea cu oamenii, să-i încurajeze și să le transmită acel dram de bunătate și de iubire pe care îl transmitea în permanență. Eu puțin am fost revoltată pentru faptul că trebuia să înceapă priveghiul și preasfințitul n-a ajuns la timp, dar a ajuns mai târziu și preasfințitul, a venit și înaltul Bartolomeu, și după aceea am spus, după ce s-a terminat cu mormântarea preasfințită, cum se poate să nu fie ajuns la priveghi, și foarte frumos m-a explicat că datoria sfinției sale era acum și a zis, s-a făcut priveghiul, mama era rezolvată, priveghiul s-a făcut, înaltul a zis ce priveghi frumos s-a făcut, deci atât de firesc le-a luat toate încât nu-ți venea să crezi. Vreau să fac această mențiune pentru că mi-e foarte dragă, pe care a făcut-o în alt preasfințitul Bartolomeu când l-a numit episcop vicar, responsabil cu sau care răspunde de sectorul social misionar. A spus așa în alt preasfințitul Bartolomeu: Părintele Vasile Someșan nu este creația mea, este un dar de la Dumnezeu. Deci în actul Bartolomeu de Piamintire a fost conștient de la început că este un dar de la Dumnezeu să aibă aproape și colaborator o asemenea ființă duhovnicească, plină de spirit de sacrificiu, de jertfelicie, deci de dăruire, de bunătate, de răbdare și de înțelepciune. Că venea dimineața la birou, își aprindea candela, după care uda florile din birou și pregătea apă pentru a doua zi de la robinet. Nu o lua de la robinet în ziua în care uda florile, ci o punea astăzi ca mâine să fie apa pregătită pentru udatul florilor. I-au plăcut foarte mult florile, foarte mult, foarte atent, foarte migălos. Și în casă la dânsul își pregătea fiecare vază, dânsul își punea florile, le aranja, totul cu foarte multă migală, foarte, foarte atent.
și la servirea mesei, cu aranjatul. Deci, adică dânsul și lucrurile, dânsul și le aranja toate în casă. Când s-a mutat pe biserici ortodoxe, atunci eu un pic aveam o supărare și foarte mult m-a implicat în mutarea dânsului. Și eram la dumnealui acasă și a venit cineva și mi s-a părut de bun simț să plec, că nu mai era treaba mea acolo. Și noaptea pe la 11 și ceva a sunat să-și ceară iertare, deci am rămas șocată, să-și ceară iertare că n-a avut timp să se ocupe de mine. Deși eu, mergând aproape în fiecare zi, nu era cazul, că eram și m-a surprins acel detaliu căruia Sfinția sa i-a dat importanță. Am fost cu Sfinția sa, a plecat și la Monumentul Eroilor de la Piatra Fântânele, acolo era un loc foarte drag și tot ne-a dus poze. Chiar am găsit azi dimineață pozele care ne-a dus să ne explice ce loc frumos e acolo și cum își dorește să ajungem cu Sfinția sa. Și când era hramul, am fost de câteva ori plecați cu Sfinția sa acolo. Și acolo am primit o lecție interesantă. Deci mergeam mult prin pădure, că nu puteam să urcăm la monument și Sfinția sa lua găleată și căra, că acolo ducea lumea mâncare și Sfinția sa căra prin pădure găleata, cu episcop fiind, mergea cu găleata în mână și căra ce trebuia pentru mâncare acolo. Exemplul de smerenie pentru mine este Preasfințitul și încă un părinte pe care îl consider smerit, dar Preasfințitul era în topul smereniei și când mi-a spus că nu este smerit, n-am mai știut ce să cred, mi-a trebuit să procesez mult cum, dacă Preasfințitul nu-i smerit, cine e smerit? Deci, parcă cuvântul smerenie nu mai avea sensul în viața duhovnicească dacă Preasfințitul nu era smerit. Și după aceea am înțeles cât de profundă era smerenia. Nu avea reacții. Preasfințitul era același. Îl înțelegea pe cel care avea o ieșire, de exemplu. La nevoie, poate că l-ajuta printr-un sfat bun, cât era momentul, dar pe loc nu avea reacții. Mare lucru. Deci cultiva pacea. M-am învățat să iubesc pe fiecare om așa cum este. Deși a fost o muncă de ani de zile care am dus-o. Am avut un angajat care ne-a făcut o reclamație și normal că ne-am supărat pe el, mai ales că a făcut-o pe nedrept. Și ne-am dus la Preasfințitul și i-am spus și Preasfințitul a spus cum îl cheamă. I-am spus numele, l-a scris pe hârtiuță și a spus din seara asta ne rugăm împreună pentru el și vă rog frumos să-l iubiți și să-l iertați pentru că nu ne-a știut ce face. Ne-a pus la rugăciune și atunci mă gândeam seara cum să mă rog pentru el. Era o revoltă, dar în același timp era o jenă față de Preasfințitul. Dacă Preasfințitul care nu l-a văzut se roagă pentru om care ne face nouă rău, atunci și noi trebuie să o facem. Și cred că de aici am învățat să mă rog pentru oamenii care ne fac rău, deși mi-a fost greu o perioadă îndelungată, dar după aceea mi-am dat seama ce mare lucru câștig și eu nu mai pot să mă supăr pentru oameni. Deci, indiferent ce îmi face cineva, eu, chiar dacă am o revoltă mică, imediat revin și nu pot să mă mai supăr. Și îmi dau seama ce multă liniște și pace câștigi când accepți pe fiecare așa cum este și nu te mai împotrivești. Era o persoană cu care tot timpul se contrazicea cu mine și nu reușeam nici cum. În multe momente nu reușeam să stabilesc un limbaj comun și mă întreba pe Preasfințitul ce să fac. Zic, uitați, tac și tot nu-i bine și îmi spunea, nu tăceți în situația aceasta. Persoana respectivă are nevoie să se descarce. Oferiți-i acest prilej. Spuneți-i un cuvânt, două, ca să se poată descărca și ascultați-o și nu vă supărați și iubiți-o și rugați-vă pentru ea. Mi se părea extraordinar, adică vedeai că un om aparent, din punctul nostru de vedere, îți face rău și Sfinția sa te învăța să-l accepti, să-l iubești, să te adaptezi la situația lui așa cum este. Da, da, da. Și eu, mi-a trebuit mult să înțeleg cum să ajut pe un om care se ceartă gratuit, se simtă bine și a spus, da, acela este nivelul lui. El acolo se simte bine, acolo se hrănește, lăsați-l din când în când, dar nu preluați și să fie scurte aceste momente. Lăsați-l să se descarce, dar să nu preluați și nu le lungiți, că atunci vă faceți rău dumneavoastră. Nu era dependent de cele materiale. Dânsul, până și ultimul ban din buzunar, îl ceda celor sărmani, celor sărași și celor care aveau nevoie. Am ajuns într-o situație la un moment dat când, după ce într-o zi când și-a încasat salariul, după ce a plătit, după ce a lăsat toți banii la oameni nevoiași, pur și simplu și-a întors buzunarele și-a netat. Nu mai sunt. Nu face nimic. Până data viitoare o să ne întâlnim și o să fie. Preasfințitul nu ne-a scos niciodată pe niciunul afară, fără să-i dea un leu, măcar.
aminte, așa, avea pregătit în mașină acolo bani mărunți de un leu de cele de bani și când oprea pe la Serafaj, noi da un leu la amărâții acestea, să știți că cu ei mergem în lumea cealaltă. Adică noi nu ne putem, eu așa, câtă teologie știu și eu mai puțină, nu, da, că noi nu ne putem mântui de unul singur. Adică asta e o utopie, să crezi că tu poți fi fericit pe lumea asta, pe lumea cealaltă, de unul singur. Nu există. Numai în comuniune cu toți cei pe care tu i-ai cunoscut. Ne amintea deseori că prin alții ne mântuim, prin ceea ce facem față de alții ne mântuim. De aceea, dăruirea era o trăire permanentă, sentimentul de dăruire era o trăire permanentă a Preasfinției sale. Știu că am fost chemat la sfârșitul anului la ziua Sfinției sale și era foarte bucuros că ne-a oferit cartea Cărarea Împărăției, care spunea că de mult timp și-a dorit-o pentru noi și în ediția a doua a reușit să ne facă rost. A fost primul dar de la Sfinția sa și pe aceea s-a stabilit o relație, parcă ne gândeam unul altul și ne întâlneam sau ne căutam. Venea la noi la serviciu, dacă cumva mergeam la Sfinția sa și mă uitam la ceva în casă, mă trezeam că venea să-mi aducă. Pur și simplu, cu vaza care o am lângă lucrușoarele de la Sfinția sa, l-am văzut venind pe Avramian, cu nu mi-a venit să cred. Deci era îmbrăcat în monac și a venit să-mi aducă vaza, că mie mi-a plăcut acea vază la dumnealui. Și după aceea începeam să mă feresc în a exprima aprecierea pentru un obiect, că mă trezeam că vine. Dar după aceea că mă uitam la un obiect, mai insistent, nu mă vedeai că vine și îl aduceam. Oferea cu naturalețe și cu bucurie. Și cărți și felicitări de ocazia zilei de naștere. Și deci eram participat la viața familiei noastre. Eli cred că avea 1-2 ani și era cred că la scurt timp după ziua ei, că avea tot felul de maimuțoi de ăștia aruncați prin casă. Era o situație asta așa veselă, o comedie, și la unul din trei nu avea baterii. O să vă gândiți că ce legătură are Preasfințitul cu bateriile. Preasfințitul are niște baterii la el care le-a scos la un moment dat când văzuse că Eli nu are baterii la ea. L-a scos dintr-un buzunar interior, cred că, sau nu știu ce avea, un set de 4 baterii Toshiba rugii. Știi? Și le-a dat să-i funcționeze și ei mai mulțoiul. Impresionant, știi? Adică nu te așteptai la așa ceva. Întotdeauna le trimitea la copiii mei, dacă sunt convins că la toți, numai la ei mei, le trimitea ciocolată de Crăciun. De 8 martie nu uita să ducă la toate doamnele de la episcopie ciocolată, să le trimită la soțiile noastre acasă. O întâmplare într-o sâmbătă, acum la muzeu aici cu o domnișoară, cred că și asta merită să vă spun, pe care eu o știu pe ea. Ea a terminat facultatea în Cluj, a studiat și prin Anglia, cred că, și acum lucrează în Anglia și mi-a zis: uite pe mine, după un parastaz afară, mi-a zis: uite pe mine, Preasfințitul m-a ajutat cu bani să fac studii în străinătate și acum vreau să restitui acei bani ca să îi puteți da și la alții să facă și alții ce a făcut Preasfințitul cu mine. Este bună tradiție a bisericii și a ierarhilor să vină în ajutor celor care nu au. Deci asta îi caracterizează, asta îi susține și asta îi nobilează și nobilează și statutul lor. Pe noi foarte mult ne-a învățat și a spus: nu așteptați să aveți sume uriașe sau avere ca să faceți milostenie. Faceți milostenie dintr-un covric, dintr-o vorbă bună, dintr-un zâmbet și este tot milostenie, dar să fie scopul vostru în fiecare zi să faceți milostenie. A putea dărui este un mare privilegiu. Este, cum spune Apostolul Pavel, e mai frumos și mai bine a da decât a primi, decât a lua. Era foarte apropiat de tineri, extraordinar, să știți. Noi servam de două ori, mergeam la dânsul. Servam și în ajunul Crăciunului când îl colindam, mergeam și în 30 decembrie când era ziua dânsului de naștere. Și după ziua dânsului de naștere, totdeauna ne trimitea 2-3 torturi cu care mergeam la mănăstirea ta sub piatră pe vremea tinereții mele, unde serveam anul nou acolo.
Era foarte atent la detalii și în special la copii, deci foarte, chiar îi plăcea să-i pigulească pe copil, așa ziceam. Eu și întotdeauna la spovedanii, după spovedanii, stătea cu noi la masă, la Sfinția sa în sufragerie, mai discuta cu noi, extraordinar de atent era la copii. Când Tudor a fost să meargă în prima vacanță singur, deja parcă era intrase anul întâi la facultate și eu parcă nu puteam să accept ideea că nu mai mergem toți cum eram obișnuiți toată familia și eram cumva îngrijorată și chiar necăjită. Și a ținut câteva zile această supărare și Tudor a venit într-o joi seara la mine în dormitor și a spus, bine, haide să facem cum zice Preasfințitul, vorbești cu Preasfințitul să mă primească, să mă duc să iau sfat și mergem pe sfatul Sfinției sale. Am vorbit, i-am spus tema și a spus, este o problemă serioasă pentru Tudor, nu pot să-l primesc la birou, să vină la ora 4 la mine acasă ca să putem să discutăm. Am mers Tudor la ora 4 la Sfinția sa acasă și Tudor a venit ca un îngeraș, țopăind de la Preasfințitul până acasă, foarte fericit. Preasfințitul a spus să mă duc. Și zic, păi de ce ai venit acasă? Că el oricum trebuia să meargă în centru și așa am fost de fericit că am venit să vă transmit fericirea. Deci, dar în acel moment nici mă mai interesa unde mergea Tudor. Când am văzut cât de bucuros a venit de la Preasfințitul, nu m-am mai interesat. Și iarăși a fost un moment frumos când s-a dus prima dată în Sfântul Munte împreună cu Tudor. Și au mers la spovedanie înainte de drum și a spus Preasfințitul, nu veniți fetele la spovedanie, să vină numai băieții ca să îi pregătim frumos de Sfântul Munte și pentru Tudor să fie un moment deosebit. Așa cum era Preasfințitul, deci încerca să scoată dorința copilului la suprafață și tu ca părinte să te adaptezi frumos, cu liniște și pace în casă, să respecti ce spune copilul. Și pot să spun că aceleași sfaturi le primim și acum de la duhovnic, ceea ce este odihnitor, că într-adevăr te ajută să înveți să colaborezi cu ei, dacă nu îi înțelegi și nu degeaba iubești cu părându-le una altă. Eu zic că asta e foarte important, să poți să-i accepti cu toate problemele lor în viață așa cum sunt și să te adaptezi la situația lor. Aici mare câștig a fost și mă bucur că reușim să continuăm acest lucru. Nu am simțit că se creează vreo ruptură în familie la un sfat de al dânșilor. Ne sfătuia pe noi, nu mai știu dacă eram împreună cu Dan sau numai eu cu Sfinția sa, să ne smerim noi ca părinți în fața copiilor. Atunci Tudor era undeva, cred că sau fie la liceu, fie la facultate, nu mi-amintesc momentul, dar îmi spunea, dacă vreți să aveți liniște și pace cu copiii, smeriți-vă voi în fața lor și lăsați-i pe ei să aibă dreptate de foarte multe ori la lucruri mărunte, nu-i contraziceți pentru a putea să interveniți în momentele delicate din viața lor. Și a zis, maxim să vă smeriți în fața copiilor. Cereți-vă iertare de la ei de câte ori aveți ocazia. Nu vă cereți scuze, este un cuvânt lumesc, cereți-vă iertare, te rog frumos să mă iert. Și au zis, pupați-le picioarele, pupați-le mâinile la copii, indiferent ce vă fac. Și mi s-a părut extraordinar de înțelept acest fapt. Și apropo de rugăciune și de copii, noi aveam de la Părintele Teofan o rânduială de rugăciune foarte stufoasă, foarte stufoasă și chiar toți patru o realizam seara, cu acatiste, cu rugăciunile de seară și ne lua mult timp. Și Preasfințitul, când a văzut odată bilețelul acela, a spus nu, a spus rugăciunea pentru voi este pentru că sunteți părinți. Și vă rog frumos, scurtați rugăciunea, nu chemați copiii la rugăciune, rugați-vă amândoi unde vreți separat și dacă copiii vin la rugăciune, bine, dacă nu, nu. Dar nu o să stați voi să vă rugați seara două, trei ore în loc să acordați timp copiilor. Și foarte interesant, iar când mergeam în dormitor, ne rugam amândoi și așa apăreau amândoi ca și îngerași. Când unul, când altul, când amândoi foarte frumos. Mie mi-era jenă să mă spovedesc. Și noi ne spovedeam la Părintele Visarion, de acolo ne-am început acest drum și mie mi-era jenă cum să mă duc să-i spun Preasfințitului că am păcat. Da, și după ce cineva mi-a spus că este mare greșeală avându-l atât de aproape să nu ne spovedim la Sfinția sa, normal că am început și... Pentru mine ce era foarte interesant, că mergeam cu ideea mea și constatam că Sfinția sa avea ideea lui Dan. Și când Dan îmi spunea să facem așa, mă revoltam că nu era de acord, dar când ieșeam de acolo cu ideea Preasfințitului, foarte frumos mi-o asumam și eram atât de împăcată și efectiv zburdam când mergeam de la spovedare și eram convinsă că așa este. Sfinția sa nu știa ce a gândit Dan, că erau discuții, noi mergeam
mergeam să discutăm și constatam că de fapt bărbații au altă gândire și mi-am dat seama că Dan gândește mult mai duhovnicește și mai echilibrat decât mine în multe situații. Și a fost, cum să zic, a fost încă o pietricică care m-a ajutat și mai mult să-l apreciez pe Dan, văzând că Virgulă gândește la fel cu preasfințit. Îmi țin minte tot timpul când mergeam la spovedanie, la fel ca așa, mă gândeam, aoleu, păi, cum zic eu aici ce-am păcătuit? Mi era foarte rușine. Și așa de fiecare dată când spuneam câte un păcat, bine, din ce știam eu să zic, că atunci când eram mică nu prea înțelegeam eu foarte bine ce zic, păi tot timpul stătea așa frumos și îmi explica și atât de înțelegător și așa încă îl țin minte cum avea așa o voce foarte caldă și liniștită și așa își punea capul într-o parte și era foarte, nu știu, așa chiar mă simțeam în siguranță cu el. Să vorbesc cu el. Orice ne zicea sau orice îndemn avea pentru noi, mergea într-o zonă de normalitate. Nu într-o extremă. Nici nu te trimitea la biserică, nici la discotecă. Dar mi se părea o gândire care oricine în lumea asta nu... E greu să ajungi în punctul ăla. Și eu eram, băi, ok, la vârsta la care mă discutam eu cu el, 15, 16, 17 ani, o vârstă care e critică pentru majoritatea tinerilor. Și chiar dacă n-am fost niciodată adeptul vreunui stil de viață sau celălalt, mi se părea că normalitatea asta mă reprezintă oarecum. Esențializa mesajul. Reușea să esențializeze mesajul. Și după o întâlnire, eram îmbogățiți. Și prin strădania care o aveam, care cum, reușeam să ne modelăm și pe noi. Direcțiile care le stabilea preasfințitul, chiar dacă pe moment nu le înțelegeai, de-a lungul anilor am văzut că s-au întors sfaturile sfinției sale în viața noastră. Experiențele care le-am avut cu sfinții, cu preasfinția sa, nu o să le mai avem în viață. Și cred că nu se mai poate. Cred că a venit în viața noastră când am avut nevoie, ne-a pus pe drum, dar ne-a pus pe drumul duhovnicesc cu foarte multă delicatețe și deloc n-a intrat în viața noastră. Eu de multe ori mă rog Bunului Dumnezeu copiii noștri să găsească un duhovnic, un om al bisericii care, cu care să aibă momentele care le-am avut noi cu preasfințitul. Am simțit o foarte mare binecuvânt. Adică parcă eram ocrotiți, era în altul Bartolomeu, era preasfințitul Vasile, era preasfințitul Irineu, foarte sobru, foarte așezat. Simțeam că suntem ocrotiți ca locuitori ai acestui oraș și pe măsură ce am început să-i pierdem, a fost o durere. Mă supăram că, Virgul, găseam în cărți patimile și plângeam prin casă, mă necășam. Că nu pot să le îndrept și ce greșeli fac. Preasfințitul îmi spunea, nu încercați la 30 și ceva de ani, la 40, să obțineți virtuți care trebuie să le obțineți la 50-60 de ani. Fiți cu minte, aveți răbdare și lăsați că lucrează harul, dar rămâneți pe cărare și nu vă mai tot supărați pentru așa ceva. Eu tot vreau să scriu, să înlătur cât mai mult din păcatele care le-am găsit în dreptarul de spovedanie. Deja deveneam tot mai conștientă ce înseamnă comportamentul meu pentru copii și mie, și acum mi-e frică tot ce pot să nu las să plătească copiii pentru mine sau să-i deranjez. Și atunci eu încercam ce pot să rezolv în dreptarul de spovedanie să nu mai fac. Și mă gândeam la vopsitul părului și am discutat cu preasfințitul și a spus preasfințitul, vai câte aveți de făcut până la vopsitul părului. Când toate de acolo vă sunt îndreptate, atunci renunțăm la vopsitul părului, până atunci să le facem celelalte. În momentele de destemnire, respectiv de îndrumare duhovnicească, preasfinția sa ne îndemna, sau vorbesc de mine, mă îndemna să prețuiesc ceea ce este bun în viața mea, în existența mea și a familiei mele. Sigur, sunt și neajunsuri, sunt și scăpări, sunt și suferințe, dar să prețuim binele, să cultivăm binele și neîmplinirile să le acceptăm ca făcând parte din viață și să le acceptăm, să le parcurgem, să le trecem, să trecem prin ele cu demnitate. Iarăși a fost foarte interesant, care mult l-am rubegat și așa în forță l-am ascultat, pentru că a spus preasfințitul, deși nu aveam putere interioară să fac. Am apus să zic un moment un pic mai special într-o mănăstire cu un părinte și discutam cu preasfințitul să nu mai mergem în mănăstirea respectivă. Și a spus preasfințitul, nu se face așa ceva. În ispită nu se dă bir cu fugiții, în ispită se stă, se rabdă, în tăcere și cu rugăciune. Și oricâte argumente îi aduceam, a spus nu. Copiii au fost acolo în mănăstire ani de zile, a fost ca familie. Este mult mai
benefic pentru copii să vadă ispita unui monah decât să vadă că părinții părăsesc o mănăstire. A fost extraordinar, nu înțelegeam, dar mi-am și scris acele cuvinte după ce am venit acasă, că știam că am nevoie să le lucrez, că nu puteam să le duc și să le aplic. Și ne spunea, dacă părăsiți această mănăstire, copiii nu vor înțelege de ce, voi sunteți neîmpăcați și gândiți-vă că este un fir de nisip care poate să ducă la un bolovan să vă îndepărteze copiii de credință, de biserică și de Dumnezeu. Mi s-a părut ceva extraordinar de complicat, la care eu nu puteam să mă gândesc și vreo două ore și ceva asta și ne-a explicat de ce nu-i bine să plecăm din mănăstirea respectivă. Și am zis, bine, și dacă cumva părintele ne adresează un cuvânt mai greu, și a spus, dacă vă adresează cuvânt greu, voi tăceți, răbdați și îl înfruntați cu rugăciune, dacă puteți, dar trebuie să ajungeți să puteți. Când vine cu vorbă bună, îi răspundeți cu vorbă bună. Deci mi s-a părut că acel eveniment pentru noi, din acel eveniment, ne-am luat învățămintele pentru tot ce cum trebuie să te comporți în viață cu oricine. Când cunoșteam un călugăr nou, ne sfătuiam cu Sfinția sa dacă să avansăm relația sau nu, și era foarte atent la acest lucru și ne spunea, trebuie să vă căutați un pic călugăr cu care aveți aceeași relație și să vă ridice, să nu rămâneți la același nivel, să vă ridice duhovnicește. Și era o situație unde ziceam, mergeți înainte că vii bine, altădată lăsați că îi aveți pe ai voștri, rămâneți cu cei cu care sunteți și nu vă risipiți prin mănăstiri, ne sfătuia. Foarte interesant a fost că în acea perioadă, când a văzut că suntem apropiați sufletește de Părintele Germa și de Părintele Teofan, Sfinția sa și-a luat un pic mâna de pe noi. Nu ne-a mai dăruit cărți, ne-a mai dăruit icoane, și pe aceea l-am întrebat ce se întâmplă prea sfințită. O zis, nu puteți să le duceți pe toate. O zis, sunteți pe mâini bune cu Germa și cu Teofan, lăsați că-i bine ce fac, și acum am făcut un pas în spate, dar oricum n-am dispărut din viața voastră. Foarte frumos mi s-a părut. Deci vă dați seama ce lucrare frumoasă. Părintele Teofan ne învăța cum să ne purtăm cu Preasfințitul și Preasfințitul aprecia lucrarea duhovnicească care o făcea Părintele Germa și Părintele Teofan pentru familia noastră. Noi ne doream al treilea copil. Deja aveam doi copii mari, adică suficient de mari la școală, și ne-am fi dorit și al treilea copil. A zis, uite, după ce termin tu teza, vine și al treilea copil, și așa s-a și întâmplat. Al treilea copil, Teodora Nectarea, care eu zic e o binecuvântare, a venit imediat după ce am scris teza și s-a născut, bineînțeles, în același an în care Preasfințitul a avut accidentul vascular cerebral și s-a născut a doua zi după Sfântul. Acum, uitând retrospectiv, văd așa multe chestii care Sfântul Nectarie le-a mijlocit prin rugăciune Preasfințitului, sunt convins, știți. Un exemplu care vi-l dau acum și care să vedeți că Dumnezeu chiar a fost o minune și a mărturisit-o și atunci și acum și cred că în vecii vecilor. Eu cred că e o minune a Sfântului Nectarie mijlocită de Preasfințitul, știți. Era foarte greu cu banii, nu mai aveam bani să construim și era că tot se apropie Sfântul Nectarie, era fost la liturghie acolo pe Sfântul Nectarie, nu știu, acolo sau undeva, nu mai știu unde a fost, cert este că a fost ziua Sfântului Nectarie. Și pe la 5, la 4, înainte să se închidă banca, m-am dus la bancă, să iau un extras de cont, mai aveam de plătit multe lucrări și a fost o minune, să știți, așa, 100.000 de euro au intrat în cont în ziua Sfântului Nectarie pentru centru. A fost pentru mine așa, este și îl sunt pe Preasfințitul așa și Preasfințitul să ne-au intrat, ce știam. Și am rămas mască, așa, zic, nu știam. Ce știam că o să ne intre, dar nu știam când. Nu numai că a pus în practică, dar a dovedit că tot ce a spus și ce a făcut a fost autentic. Știm că a avut parte de multă suferință în viață, mai ales ultimii 7 ani, iar ultima perioadă a fost dramatică în ceea ce privește suferința la care a fost supus, deci a dovedit cu supra de măsură tot ceea ce a propovăduit de-a lungul vieții împreună cu noi creștini. Boala dumnealui a venit oarecum pe nepusă masă sau nepregătită sau neanunțată. Oricum, Preasfinția s-a adus-o până la sfârșit cu multă demnitate și cu multă iubire.
în momentele grele, n-a dramatizat. Felul Sfinției sale era de a fi în echilibru, de a fi în pace și de a sublinia binefacerile pe care ni le oferă Dumnezeu cu toate prilejurile, inclusiv în suferință. Țin minte că la un moment dat era internat pentru o perioadă de recuperare la spitalul de recuperare. Așa, și preasfinția sa era în salon cu încă un domn. Acea persoană era cel care cedase terenul pentru a se construi acel spital. Ajunsese la o vârstă destul de înaintată, cu probleme serioase de sănătate și pentru a-și mai îndulci oarecum viața, îi plăcea să dea drumul la televizor și sonorul cât mai tare. Probabil că avea și probleme de auz, auditive. Iar preasfinția sa, Vasile Someșan, stătea în salon cu dumnealui și în momentul în care l-am întrebat, da, preasfinția voastră, cum vă simțiți aici cu atâta zgomot? Și dumnealui a spus foarte senin și foarte degajat și foarte liniștit, rugăciunea merge la fel. Nu e nicio problemă. În mintea mea tot timpul eram convinsă că preasfințitul o să se facă iarăși sănătos și o să mergem în contrarie, să ne spovedim la el. Și mă gândeam, păi și chiar țin minte ultima dată când l-am văzut, nu știu, așa parcă, deși nu ne-am dat seama atunci, acum când mă uit înapoi la momentul respectiv, parcă și-o dată așa a rămas bun de la fiecare. Țin minte că se uitase la noi și pur și simplu ne-o zâmbit o dată așa din cap și a fost, da, așa ca un fel de rămas bun, dar nu era ceva trist. Așa, cu foarte multă pace și liniște. Suferința trebuie acceptată pentru că ea este mântuitoare. Ea ține de viață. Dar trebuie să trecem prin suferință, nu să depășim suferința și să ne străduim să o parcurgem cu demnitate. Am fost profund impresionată și bucuroasă de amploarea care s-a dat evenimentului trecerii din această viață a preasfințitului Vasile. N-am văzut tristețe, am văzut pace, am văzut căldură sufletească, am văzut participare, valul acela de spiritualitate care plutea deasupra tuturor în momentele lungi care au fost și binefăcătoare ale slujbelor de mormântare. Am fost într-un suflet cu toții, împreună, ne-am simțit cu toții împreună. Noi oamenii sau noi mirenii suntem foarte dispuși în a căuta semne sau a găsi modalități prin care să ni se confirme sau să ni se infirme anumite lucruri. Trebuie să vă spun că în ziua în care preasfinția sa avea înmormântarea, nu știu dacă mulți oameni au văzut un curcubeu deasupra orașului. Iar lucrul ăsta l-a remarcat prima Eli. Era dimineața așa, că undeva pe la 6-7, nici nu mă trezesc eu de obicei atât de vreme. Deci era așa de la început ceva neobișnuit. Și văzusem că era răsăritul foarte frumos, așa că m-am dus la mansardă. Și era un curcubeu, deci chiar într-un capăt în cealaltă a Clujului, fără să plouă, fără nimica. Deci așa ceva, mi s-a făcut și pe ea de găină când am văzut. Nu se vedea. Nu s-a putut fotografia. Și în poze, pur și simplu nu se vedea. A fost un moment de bucurie când am acceptat că a murit preasfințitul, în momentul în care am auzit că rămâne înmormântat în Cluj și nu merge la Nicula, unde știam că am fost cu Sfinția sa și am văzut, știam mormântul și este mare bucurie că este aici în Cluj. Am apreciat enorm de mult pe înaltul Andrei pentru acest gest. Deci chiar simt că îl iubesc foarte tare pe înaltul Andrei pentru acest gest care l-a făcut pentru noi, pentru Cluj. Marea noastră recunoștință față de bunul Dumnezeu și inspirația pe care ceea ce s-a întâmplat după, că este înfumat în necropola catedralei, că este împreună cu noi în continuare, care suntem aici prezenți și foarte mulți alții care se simt mângâiați că îl pot
vizita de câte ori vor simți nevoia, se bucură de ospitalitatea celor de la Muzeul Mitropoliei, de atmosfera caldă și primitoare pe care o găsesc aici și rămânem în continuare împreună. Cel puțin la mine este o luptă interioară și pe pomelnice, încă nu l-am scris pe pomelnice, pentru că nici nu știu unde să-l scriu pe pomelnice. Nu pot să-l trec la morți, pentru că de fapt nu este mort. Și iarăși mă gândesc cum să-l trec, domnule, să-l trec la începutul pomelnicului, să-l rog să se roage pentru toți, pentru toți care sunt pe pomelnicul nostru. Este o luptă interioară, nu știu cum să-l iau. Deci eu mai degrabă îl văd ca sfânt, nu pot să-l pun nici măcar lângă părinții noștri, pentru că ne-a schimbat viața duhovnicește normal mai mult decât părinții noștri. Și eu mă raportez ca la un sfânt. Eu cred că vremea și vremurile și faptul că sunt momente de încercare și de cumpănă pentru omenire, eu cred că fiind acolo unde sunt sfinții, ne vor ajuta și ne vor susține să trecem mai ușor prin aceste momente. Categoric îl chem să se roage pentru noi și pentru noi este sfânt și eu cred că timpul va demonstra că într-adevăr a fost un sfânt printre noi. M-a influențat mult, fără să-mi dau seama și fără să cer neapărat, dar îmi dau seama retroactiv că m-a influențat foarte mult în dăruirea pe care trebuia să ofer pacienților. M-a îndemnat și explicit, dar și implicit, să văd partea bună a vieții, să cultiv partea frumoasă a vieții și să fiu folositoare altora. Deci să trăim prin ceea ce facem pentru alții. Asta am învățat de la el, că să fii un om echilibrat și, în general, să fii bun cu ceilalți. Adică, întotdeauna să... Dacă ai de unde, să poți să le dai celorlalți, dacă poți și dacă îi zâmbești unui om și cu siguranță o să-i facă ziua mai bună. Că eu așa încerc să am și o liniște pe care avea dânsul, asta îmi doresc. Pacea, îndelungă răbdarea. Sincer, adică și cum ne-am avut îndelungă răbdare, să știți, multă răbdare, multă, nici nu cabe să mai spun câtă și cum a trebuit să lucreze cu mine. Să mă șlefuiască și încă tot neșlefuit. M-am simțit de fiecare dată fiul risipitor, să știți, de fiecare dată când m-am întors, m-am simțit fiul risipitor. Prin exemplu personal, prin atitudinea în toate situațiile mai grele sau mai puțin grele ale vieții, exemplu preasfinției sale a fost un etalon pentru foarte mulți dintre noi. Și pentru familia noastră. I-am urmat pilda. Deci n-a trebuit să ne vorbească prea mult. Prin ceea ce făcea, prin ceea ce sugera, era o pildă. Era pedagog. Un pedagog fără să facă caz de învățătura pe care o transmite. Exemplu personal, pilda vieții sale este și rămâne în continuare, ceea ce cred că e foarte important, rămâne în continuare ca o icoană de prețuit și ca o pildă de urmat. Eu cred că lumea nu e împărțită în oameni buni și oameni răni. Nu, fiecare avem metehnele noastre, avem greșelile noastre, avem problemele noastre. Evident că multe nu le putem rezolva pe parcursul unei vieți, dar încercăm și facem cumva în așa fel încât să nu lăsăm rugăciunea, să ne întărim unii pe ceilalți, să ne încurajăm și să încercăm să transmitem un grăunte de bunătate și de iubire pentru cei din jur.